În timp ce marile companii pun la bătaie sute de joburi la târgul de cariere, un producător de mezeluri vine cu o ofertă inedită. Un singur job, 10.000 de lei pe lună pentru 2 ore de muncă pe zi timp de 3 luni. Atât va primi norocosul care va trebui să dea dovadă de un singur lucru, creativitate. Jobul este pentru omul care vine cu ideea de promovare a acestei game. Noi am numit-o cea mai bună idee. Și așteptăm pe toți cei care vor să se înscrie, nu ne trebuie experiență, nu ne interesează din ce domeniu provin, nu ne interesează vârstă, sex, educație, fără nicio legătură, șanse egale pentru toată lumea. Din cele mai variate domenii, de la arte, la design, publicitate, jurnalism, care vor să aplice pentru acest job. Branduri de top din toate domeniile își caută angajați zilele acestea în Cluj. Companiile multinaționale au venit cu peste 2000 de oferte de joburi la târgul de cariere. Căutăm oameni pentru postii de entry level, adică foarte fără experiență. Practic, joburile pe care le promovăm sunt niște joburi prin care omul poate să intre în lumea asta IT-ului, să-i spun. Momentan recrutăm pentru toate departamentele, avem în jur de 20 de posturi noi, majoritatea preferă HR, deși am avut întrebări și pe partea de IT. Cei mai interesați de aceste locuri de muncă sunt tinerii, studenții și proaspeții absolvenți. Am venit să văd, poate găsesc o oportunitate de a începe cariera, ca la final, după ce termin licența, să am deja experiența necesară. Caut ceva pe media sau în domeniul comunicării. Sunt foarte multe oferte, mi-am lăsat CV-ul în unele locuri. Ne așteptăm la peste 5.000 de candidați, ținând cont și de cifrele din sezonul anterior. Avem multe noutăți care cu siguranță îi vor atrage. Peste 60 de companii din diverse domenii participă săptămâna aceasta la evenimentul care a ajuns la cea de-a 25-a ediție.